Astăzi o să vin să vă arăt ce se poate face din tuburile de la hârtie igienică. Haideți să vă arăt și după aceea vă arăt cum eu am făcut, iată, niște flori sunt. Încă nu le-am terminat pe toate de făcut, ca să vi le pot arăta. Iată cum arată. Deci, o să vă arăt cum se taie, după ce le-am colorat, le-am vopsit cu vopsea. Le-am pus-o așa și din cartoane, deci poți să faci două tipuri de floare. Ia uitați cum o să arată. Eu sper să se vadă bine. Așa. Și asta așa. Bine, cam mai multe așa, dar haideți să începem să vă arăt cum așa și după aceea să le termin pe toate de așa. Deci, avem nevoie de, cum le zice, tuburile de la hârtie igienică, foarfecă și ciocanul de lipit. În rest, Dumnezeu cu mine. E, acum, ăsta îl dublăm un pic. Și dacă se observă aici, uite, vedeți că are dunga asta, așa. Încercăm să tai, dar mă încadrez în mijloc. Nici într-o parte de ea, nici în celălaltă foarte mult. Între. Și atunci o tai diagonal. Ca să-mi las loc și pentru că de aici facem două tipuri de floare, da? Uitați, am tăiat una din ele. Și acum venim și tăiem așa. Și ne rămâne o floare mare și una mică. Așa. Vedeți? Deci asta este de formă. Bine, asta este de la cusutura hârtiei. Așa, la care. Și avem două forme de floare. Asta, la fel, luăm asta și o tăiem. Dar mai am unul. Eu le-am tăiat pe toate. Așa. Venim cu ăsta aici. Și venim încă asta. Deci, tipul ăsta de floare, care este cu o parte este mai înaltă și are unghiul ăsta aici și una mai așa. Deci le lipim 2, 4, 5. Deci în 5 și mi iese. A, nu, 2, 4, 6, în 8 am pus. Deci eu am pus 8 bucăți, da? Deci lipim 2, 4, 6, 4, câte 2, ca să iasă floarea așa.
Așa. Adică mai mare, mai așa. Deci, astea. Deci, facem una așa, una așa. Iar din celelalte, ia uitați, este mai mică și vedeți, deci le luăm și le lipim două câte două. Aici sunt 5, aici sunt mai puține. 4-5. După ce le lipim, vedeți că are o formă un pic așa aici în vârf. Ce facem după ce le lipim? Haideți să lipesc una ca să vă arat. Ia uitați. Deci lipesc aici. Și vin cu ea aici. O țin apăsat un pic ca să prindă. Așa. Și gata, o putem modela cum vrem noi. Mai sus, mai jos, mai... Ce vreau să vă arăt? De exemplu, ați văzut că are o formă deosebită un pic, zic eu. Deci, ținem de aici, cu două degete, de vârf, apucăm de vârf, da? Și strângem bine, 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 ținem de aici și o facem așa cu ea. Ia uitați, și-a prins, vedeți, o altă formă față de asta, deci nu este lunguiață. Este, haideți să vă arăt, deci asta ar veni lipită, asta o apucăm de aici și împingem. Ia uitați. Vedeți? Ia uitați. Și atunci așa forma asta. Deci nu este rotundă, da? Are o altă formă. Se vede clar că nu e rotundă, da? Are o formă, nu știu, eu zic că este frumoasă. Așa, și așa facem cu toate. Așa formăm floarea. Și... după aceea le-am vopsit. Le-am vopsit cu spray. Și le-am vopsit cum mi-a venit mie, cum mi-a plăcut mie. Și am făcut așa, am așa. Două, în care le-am și lipit câte o bulinuță aici în vârf. Două, am trei. Patru. Cinci. Și acum cu voi, uite, o să pun să lipesc încă două. Am aici așa și să văd pe care parte stă mai bine, nu contează. Și acum îi dăm cu lipici în jurul. Și punem în mijloc și ținem un pic apăsat ca să se fixeze bine, da? Așa. Și pe asta la fel. Uite, pun chiar aici. Așa. Și vin cu ăsta aici. Ah. Așa. Așa. E, la asta la fel le-am făcut. La aceeași operație le-am pus câte o florțică în mijloc. Așa, și de astea la fel am mai multe. Și acum la fel o să iau două din asta ca să vă arăt și eu cum, că se lipesc foarte ușor. Punem aici mijlocul ei.
Și venim cu... butonașul. Este petrecica asta, așa, o petrecica frumoasă. Așa, asta. Și asta. Și acum le-am făcut pe toate. Și acum o să încercăm să le... să vedem ce idee mi-a venit. Haideți să vă arăt finalul. Ce am putut să fac din acele flori. Deci am pus într-un colț așa o combinație. Eu, mie îmi place. Iar pe alt colț, al casei, ia uitați asta aici, care se asortează cu plus... Așa că dacă v-a plăcut ideea mea, dați mai departe la prieteni și îmi lăsați un comentariu, ceva. Pe curând, la următorul video. Ciao!